Biserica Sfântul Nicolae din comuna Balta a fost ridicată în locul altei biserici care a fost distrusă într-un incendiu. În forma actuală, din vechea biserică au mai rămas doar o parte din icoane. Biserica Sfântul Nicolae a fost ridicată pe ruinele altei biserici. Se spune că prima biserică a fost ridicată de călugărul Nicodim. Biserica este una micuță, nu are pictură și nu are turlă. Preotul Vasile Stoican a lucrat 34 de ani în această biserică și a povestit cu melancolie povestea ei. Biserica din satul Costești aparține parohiei Prejna și de comună de Balta, Mehedinț. Este construită la 1879. În sat nu era biserică. Satul Costești provine dintr-un cătun care era acolo sus pe deal la vârful ăla sus, numit Gogoeva. Au venit turcii pe vremurile acelea critice și au dat foc sat cătunului Gogoeva, arzind case, arzind o bisericuță mică care era acolo. Și de la acea bisericuță, în dealul acela, unde v-am arătat eu, este îngropat clopotul bisericii. S-au făcut săpături, intervenții, dar nemai fiind nimeni, satul dispărând de pe hartă, n-a mai găsit acel clopot. Biserica este semnificativă pentru satul Costești, deoarece este și singura lor biserică. A venit de la Mihadea un băiețaș, la vreo 25 de ani, așa, numindu-se Hagi Opran. Și când a venit aici, a făcut la o familie o sobă cuplită, a mai făcut și la altul, din 70 familii. A durat timp, s-a lucrat 3-4 zile, nu erau materiale cum sunt acum. În perioada aceasta, când a lucrat ei pe la mai mulți la case, a cunoscut o fată de-a satului, de la unei familii. Și cunoscând-o, s-a îndrăgostit de ea și a hotărât să rămână aici în sat. S-a căsătorit cu fata și într-o săptămână, la mijloc de săptămână, era o sărbătoare bisericească, Cruce Roșie. Și băiatul zice, mâine nu mai lucrez la unul din cetățeni, că mâine trebuie să mergem la biserică, sărbătoare Cruce Roșie. La care sânteanul respectiv spune, băiatul, păi o fi sărbătoare, dar unde? Că noi nu avem biserică. Și el a zis, dar cum e posibil să nu aveți biserică în sat? Nu avem, că nici nu știm să lucrăm. Și la îndemnul lui, el fiind un om credincios, venind într-o familie din Banat, de oameni credincioși, a discutat cu oamenii și a pus mână de la mână și a ridicat o bisericuță. În fiecare duminică, sătenii se adunau la frumoasele slujbe ținute de preoții satului, însă, din cauza coronavirusului, oamenii nu prea mai vin. Veneau în jur de 20-30 de persoane în fiecare duminică, a venit cu acest virus nenorocit, nu mai vine nimeni la biserică, mă duc cu preotul actual, care e aproape din zonă de aici, facem slujbă, noi doi cântărețul și restul, dureros, plânge biserica, plânge pur și simplu. Ce cântări frumoase erau și acum să nu poată intra. Majoritatea, orice mormântare, orice, să facem curtea bisericii.